ziua. 126 de zile mai sunt până la Olimpiadă, dacă rămâne cum s-a stabilit inițial. Din câte știu, dumneavoastră ați avut o teleconferință acum două zile cu Thomas Bach, președintele Comitetului Internațional? Da, așa este, dar până atunci aș vrea, vă rog, să mulțumesc celor care gestionează această criză. Guvernului României, domnului prim-ministru Ludovic Orban, domnului Marcel Vela, domnului Raed Arafat, pentru măsurile luate în combaterea acestei pandemii. De asemenea, mulțumim tuturor celor care 24 din 24 au asigurat ordinea publică, medicilor care practic și-au pus viața în slujba celor care au avut nevoie de expertiza lor. Referitor la ceea ce m-ați întrebat, președintele CIO Thomas Bach a avut o conferință cu toate comitetele olimpice din Europa, la care am participat și noi, în care spiritul acesta olimpic, vreau să vă spun că a rămas aprins și mesajul de unitate și de solidaritate în aceste vremuri a fost unul foarte puternic din partea președintelui CIO și din partea președinților comitetelor olimpice din Europa. Care a fost principala temă de discuție, domnule Covaliu? Sunt două teme principale care se discută la ora actuală în lumea olimpică, și anume starea de sănătate a sportivilor, care este cea mai importantă, și după aceea criteriul de calificare pentru Jocurile Olimpice. Bun, ce decizii s-au luat? În primul și în primul rând vreau să vă spun că toți sportivii, împreună cu stafurile tehnice, cu oamenii care au lucrat până acum pentru această calificare la Jocurile Olimpice, care în proporție de aproape 60% este încheiată. Da. Mai rămâne această perioadă până la Jocurile Olimpice să se definitiveze întreg procesul de calificare. Toți sportivii, așa cum spuneam, sunt în pregătire. În continuare sunt în pregătire? Deci toți sportivii sunt în pregătire, acolo unde pot să-și desfășoare activitatea în siguranță. Care sunt acasă, ați văzut diferite filmulețe, situația nu este peste tot la fel de gravă, adică nu putem compara Italia cu România, deși și în Italia sunt unele locuri în care sportivii se pregătesc. Am primit imagini de la, de exemplu, de la gimnastică, în care spuneau cei de la noi din țară că acolo încă se pregătesc. Alții se pregătesc în casă, unii am văzut imagini tot așa în fața casei, în curțile lor, deci nimeni nu stă. Domnule Covaliu, toți sunt cu gândul la Jocurile Olimpice. Înțeleg că ați oprit federațiile să se mai pregătească la bazele de pregătire începând de ieri? Este ordinul ministrului tineretului și sportului, Ionuț Troie, care a primit acest ordin în conformitate cu măsurile de criză în care ne găsim. Am înțeles că mai mulți șefi de federații, președinți de federații, nu au fost de acord și au propus varianta ca loturile olimpice să fie izolate în bazele de pregătire, unde să poată să-și continue activitatea la nivel optim. Există o discuție în acest sens. Da. Spre exemplu, canotajul care 11 luni din an stau la Znagov, putem considera că Znagovul este casa lor? Da. Deci dacă stau 11 luni pe an în Znagov, e clar că putem spune că ei sunt acolo acasă. Sigur, măsurile care trebuie respectate în această perioadă nu se discută. Cine ar mai fi în afară de această federație? Ce federație ar mai dori să facă același lucru? Să fie cazate, izolate în bazele de pregătire? Acum este o discuție de la caz la caz, pentru că, de exemplu, canotajul și caiacul, dacă
îi scoți de pe apă, deci mediul care ei se antrenează, pot spune că îi scoți din pregătire. Da. Avem judo, avem lupte care specificul lor este în sală. Și ei contact foarte apropiat între sportivi. Da, contactul foarte apropiat. Ei se pot pregăti, hai să spunem, pentru o perioadă măcar individuală în locul în care ei își desfășoară, în locul în care ei sunt izolați. Da. Nu e o situație ușoară, nu e o situație comodă. Trebuie să fim înțelepți, trebuie să luăm decizii în totală cunoștință de cauză asupra fiecărei situații, dar repet și subliniez acest lucru respectând normele și regulile în vigoare. S-a discutat în teleconferința cu domnul Bach despre amânarea Olimpiadei? E bine că mă întrebați acest lucru. Este singura competiție de pe pământ la ora actuală, e și cea mai importantă competiție probabil din această cauză, da, care încă nu și-a manifestat intenția de a amâna sau de a anula aceste Jocuri Olimpice. Se caută soluții, se caută noi sisteme de calificare. Chiar la sfârșitul lunii aprilie, președintele CIO ne-a transmis că va propune un nou set de criterii de calificare după ce se va consulta cu toate federațiile internaționale și de la caz la caz vor vedea care este cea mai bună opțiune pentru aceste Jocuri Olimpice. Bună dimineața și din partea mea, domnule Covaliu. Voiam să vă întreb cât contează vocea sportivilor în această situație, pentru că am înțeles că sunt mulți care își doresc să se amâne Olimpiada. Nu știu de unde aveți informația aceasta. Așa cum e bine să fim informați doar din surse oficiale, ceea ce se discută în particular nu sunt poziții oficiale. Dacă exista această variantă a amânării acestor Jocuri Olimpice, puteam să vin acum și să vă spun da, s-a discutat acest lucru. Dar ați luat în calcul părerile sportivilor? Noi luăm în calcul ceea ce spune CIO. Și CIO a făcut un grup de criză, un task force, împreună cu partenerii japonezi și ei ne comunică toate detaliile oficiale, subliniez acest lucru, la care ei lucrează și situația care este în desfășurare. Au fost țări în această discuție care au propus amânarea, domnule Covaliu? Nu. Nicio țară? Vreau să spun că președintele Thomas Bach a propus acest set de măsuri pentru Jocurile Olimpice, în care, așa cum v-ați spus, a discutat de pregătirea sportivilor, de criterii de calificare. Ei iau în calcul chiar să găsească centre unde să se pregătească sportivii pentru această competiție, centre regionale în care să se pregătească mai mulți sportivi din mai multe țări. A dat exemplu sportivilor chinezi de la basket, de la alte discipline care se pregătesc în țări și în campusuri speciale în Europa. Deci sunt pe masă mai multe scenarii de lucru și noi suntem în permanentă legătură cu Comitetul Internațional Olimpic. Înțeleg. Pentru a afla poziții oficiale, repet acest lucru, și nu vorbe care le putem interpreta în... Înțeleg că Statele Unite ale Americii ar fi avut o poziție în ceea ce privește amânarea, de-aia vă întrebam. Președintele Bach chiar a spus că a vorbit, urma să aibă această discuție după ce vorbea cu Europa, da. Dar vă spun, în videoconferința cu Europa toți au susținut poziția CIO și au dat un vot de încredere acțiunilor Comitetului Internațional Olimpic. Vă întreb altceva, domnule Covaliu, dumneavoastră de ce susțineți să nu se amâne Olimpiada? Pe ce vă bazați exact? Eu nu
nu susțin acest lucru. Eu v-am spus care sunt. Ați spus că toți care au fost prezenți acolo, de-aia vă întrebam. Am presupus că și dumneavoastră. Vă referiți la acele măsuri care le-am aprobat cu toții? Da, da, da. Deci se dau, nu, în acele măsuri nu s-a discutat amânarea jocurilor olimpice. În regulă, am înțeles acum. În regulă. Ok. Spuneți-mi altceva. Când urmează să vă mai întâlniți să discutați? Mă rog, să vă întâlniți prin video. Da, clar, videoconferință, da. Pentru că altfel de întâlniri nu pot fi, nu pot avea loc. Ori de câte ori este cazul. Suntem în legătură deschisă și președintele Bach chiar a spus că așteaptă propuneri din partea comitetelor olimpice naționale pentru a găsi cele mai bune variante de a se pregăti sportivii, criterii de calificare, așa cum am spus, și în final de a lua cea mai bună decizie pentru Jocurile Olimpice. Domnule Covaliu, ce ați simțit când ați văzut flacăra olimpică aprinsă fără spectatori? Cred că nu s-a mai întâmplat de 1984, de la LA. Tot președintele Thomas Bach a spus că acest mesaj pe care Comitetul Internațional Olimpic și întreaga mișcare olimpică internațională l-a transmis cu ocazia acestei ceremonii, faptul că flacăra s-a aprins și s-a văzut că flacăra încă este vie și este aprinsă și își urmează cursul spre Tokyo, este un mesaj extrem de puternic pentru lumea întreagă, dar mai ales pentru familia olimpică internațională. Vă spun sincer, am fost, trebuia să fiu acolo, da, aș fi alt președinte de comitet olimpic, dar ținând cont de restricțiile care au fost la granițele țării, exista posibilitatea ca la întoarcere să fim izolați, să fim în carantină, și consultându-mă cu Spiros Capralos, președintele Comitetului Olimpic grec, am hotărât să nu fac această deplasare la Atena. Domnule Covaliu, există vreo federație de sport olimpic în acest moment în România care se pregătește normal, în parametri total normal, fără izolare? Nu putem spune că se pregătește nimeni normal, da, în această perioadă, pentru că toți sunt, hai să nu spunem speriați, dar sunt îngrijorați de cum evoluează situația și orice ai face, nu poți să spui că te pregătești normal. Dar am primit filmulețe de la sportivi, de la Lina, de la Ana Maria Brânză. Sunt sportivi care nu și-au întrerupt pregătirea și trebuie să știți că participarea aceasta la Jocurile Olimpice e practic viața acestor sportivi. Am fost și eu, am trăit și eu acest vis, îi pot spune, această viață, și să știți că este un lucru extraordinar să te poți pregăti cu gândul la Jocurile Olimpice. Pe de altă parte, cred că trebuie să ne gândim și la sănătate, nu? Absolut, absolut. Cu toate aceea... că sportivii este recunoscut acest fapt în orice disciplină, în momentul în care ajung la un nivel foarte înalt de pregătire și de performanțe, sunt chiar dispuși câteodată să-și spună sănătatea un pic în spate pentru performanță. Dacă îmi spuneți acest lucru, eu vin cu un argument care ne poate arăta rezistența sportivilor, în sensul că sportivii au un regim de viață foarte strict, foarte disciplinat, foarte ordonat. Se trezesc în viorare, un program de al meselor foarte riguros, o medicație riguroasă, un meniu, așa cum am spus, adecvat perioadei de pregătire. Deci sportivii nu sunt oameni care merg în fiecare zi la servici, ei sunt instruiți și pregătiți pentru a face față oricărui... Deci spuneți că sunt mai rezistenți decât oamenii normali. Da, absolut. Absolut. Bun. CSR-ul cum lucrează în perioada asta? Până ieri am fost la birou să definitivăm ultimele
proceduri, au fost plăți de făcute împreună cu domnul secretar general Boroi, cu șefii de departamente, iar începând de astăzi suntem în contact telefonic și doar dacă situația o impune, după ce ne vedem în videoconferință, facem și, să spunem, deplasarea la birou, doar dacă este cazul. Deci, lucrurile de principiu se lucrează de acasă. Zic, de principiu se lucrează de acasă, doar în caz de forță majoră mergeți la birou. Cam asta e ideea. Exact. Am înțeles. Câte medalii sperați să obțineți la Olimpiadă? Așa cum am declarat eu personal, da, îmi doresc să câștigăm cât mai multe, dar e vorba și de posibilitatea atleților noștri. Eu cred că undeva în jurul cifrei 8 este un rezultat, un obiectiv pe care îl putem îndeplini. Care este disciplina la care ați avut cele mai mari așteptări, dar v-a dezamăgit? Ca număr de sportivi, ca performanțe în ultima perioadă. Eu mă gândesc, de exemplu, la gimnastică. Bun, ne-a dezamăgit dacă facem comparație cu ceea ce era gimnastica odată. Dacă analizăm ce este gimnastica în ziua de astăzi și cât sportiv avem și ce se întâmplă acolo, nu pot spune că sunt dezamăgit, pentru că trebuie să fim realiști și să analizăm situația pe care o avem astăzi. Care este situația pe care o avem astăzi, domnule Covaliu, la gimnastică? Și ce nu funcționează? Sunt doi sportivi calificați. Da. Un băiat și o fată. Da. Nu suntem calificați la echipe. Ceea ce este incredibil. Ce mă doare pe mine cel mai tare este că sistemul în gimnastică nu s-a schimbat. Este exact același de acum 20 de ani. Este un sistem care nu mai performează în condițiile actuale. Am avut aceste discuții cu cei care sunt specialiști la Federația Română de Gimnastică. Da. Știu părerea mea, cunosc părerea Comitetului Olimpic Sportiv Român. Chiar la ultimul campionat mondial a fost acea întâlnire a antrenorilor plecați, antrenorilor români plecați în afara granițelor țării. Și știu că au discutat cum pot ajuta gimnastica din România, lucru extraordinar după părerea mea. Încă nu s-au luat acele măsuri, așteptăm noile alegeri de la Federația Română de Gimnastică, da, după această perioadă de criză, când se vor putea organiza aceste alegeri și sunt convins că va exista un nou început în ceea ce privește resetarea sistemului în gimnastică. E foarte simplu să faci acest lucru uitându-te la ceilalți care în continuare fac performanță. Ar putea fi o variantă revenirea cuplului Belu-Bitang? Nu sunt eu cel care deschide. Așa cum Dar aveți dreptul la opinie avizată, că vorba aia conduceți CSR-ul. Da, dar noi dăm credit celor care conduc federațiile sportive naționale pentru că ei sunt specialiști. Sigur, împreună cu Comisia Olimpică pentru Sportul Tehnic, pentru Sportul de Performanță, analizăm ceea ce federațiile propun și împreună cu Comitetul Executiv aprobăm sau nu strategia pe care ei o au. Da. Ok, ultima întrebare. Înțeleg că acum două zile Cosmin Gârleanu de la box a revenit de la Londra cu o calificare? Cosmin Gârleanu s-a calificat, primul sportiv de la box care, da, s-a calificat la Jocurile Olimpice. Da. Din câte știu eu, mai sunt sportivi la Londra, s-au întors doar o parte din ei. Competiția s-a oprit acolo în faza în care încă nu s-au încheiat toate categoriile, da, și așteptăm vești de la box cum va continua această situație. Care este situația exact? Sunt în izolare? Știu de Gârleanu, este în izolare la București, nu? Ei au venit, da,
cum se întâmplă cu orice sportiv care vine dintr-o țară afectată, și acum toate țările sunt afectate, e clar că într-o perioadă de 2 săptămâni trebuie să stea în izolare. Iar cei de la Londra cum sunt? Se pregătesc normal, se antrenează, sunt izolați? Care e situația lor? N-am luat legătura cu ei. Astăzi voi face o informare, mă voi informa despre situația sportivilor de acolo. În rest, cred că sunt bine și îi așteptăm acasă. E în regulă. Vă mulțumim mult, domnule Covaliu, pentru intervenție. Sănătate multă, să aveți o zi frumoasă. Mulțumesc mult, la fel, sănătate. Da. Mi s-a părut destul de relaxat, domnul Covaliu, în ceea ce privește coronavirus. De exemplu, Federația de Volei a decis ieri sau alaltă, nu mai am aminte exact, să se închidă campionatul intern și să se hotărească campioanele la feminin și la masculin în funcție de clasament. Da, vezi, aici fiecare federație ia decizia după cum consideră că este mai bine. La fotbal nu cred că ar fi... N-ar trebui să se respecte cu strictețe ceea ce transmit autoritățile, mă gândesc. Adică dacă se spune să stea în casă, cred că... Da, ba da, așa. Ai văzut ce a spus domnul Covaliu? Că sportivii sunt mai puternici, mai bine vitaminizați. Tot oamenii sunt, știi? Exact, adică avem atâtea cazuri în fotbal, da? În Italia, în special.